Belt, produs în Sibiu. CBS este de peste 15 ani în Sibiu și ne bucurăm de modul în care am putut crește în această comunitate. Participăm la campania Produs în Sibiu pentru că noi credem în producători locali care sunt aproape de clienții lor, în afaceri mici, care aduc plus valoare mare. Ne place Produs în Sibiu pentru că este vorba despre comunități, oameni, meșteșuguri, afaceri de familie de care nu am știut și acești producători locali sunt trup și suflet pentru ceea ce fac chiar foarte bine. Suntem alături de Andrei în atelierul Belt. Spune-ne, te rog, cum a început povestea Belt? Povestea Belt a început în urmă cu 4 ani de zile, împreună cu asociatul meu Tudor Ciambur. El a avut ideea de a dezvolta împreună un produs. Toată ideea a plecat de la a avea un produs cu parte de lemn. De ce tocmai cu rele? În urmă cu 4 ani am considerat că asta ar fi un produs pe care să ne reprezinte în primul rând și prin care să aducem un beneficiu suplimentar față de piața existentă în materie de fashion. Materia primă de unde o procurați este dificil? Ce surse aveți? Ținând cont că produsul este făcut de la zero în atelierul nostru, dar nu numai, colaborăm cu furnizori de pe piața locală, atât din punct de vedere al materiei prime, cât și pentru partea de procese de care avem nevoie pentru a produce această curea. De exemplu, pentru partea de lemn, avem o parte din lemne sunt exotice, le achiziționăm din Germania, dar cealaltă parte este parte de lemn autohton pe care o achiziționăm din Sibiu și facem și anumite operații de prelucrare tot în Sibiu. Practic, prin această combinație am reușit să asigurăm o gamă de produs variată din punct de vedere cromatic, dar și al designului. Unde găsim produsele Belt? În primul rând în mediul online, site-ul nostru www.belt-concept.com, dar și fizic în magazinele partenerilor cu care colaborăm. În acest sens aș menționa Cărturești, Diverta, Iacom București, Messe Centrum în Germania, este o colaborare pe care am început-o luna aceasta. În Barcelona avem 2-3 locații și urmează să dezvoltăm această parte cât mai mult în perioada imediat următoare.